CSE Baia de Aramă și-a încheiat prematur aventura în Cupa României Timișoreana. Deși spera să avanseze un tur sau două în competiția surprizelor, câștigătoarea de anul acesta a fazei județene a capotat încă din primul tur, fiind învinsă în fața propriilor suporteri de echipa de Liga a 3-a Muncitorul Reșița. Bănățenii, care sezonul trecut au terminat pe un liniștitor loc 7 în seria C4, au marcat câte un gol pe repriză prin Răzvan Mezin și Cristian Chitucea și au reușit o calificare facilă în turul 2. Anul trecut, reprezentanta județului Mehedinți la acest nivel, ASS Strehaia, a fost învinsă la limită 1-0 de Pandurii 2 Târgu Jiu. Faza a doua a Cupei României, la care vor participa cele 42 de echipe calificate din faza 1 și 28 de echipe participante în Liga a 3-a ediția 2012-2013, este programată să aibă loc miercuri 31 iulie. Universitatea patronată de Adrian Mititelu încă nu și-a definitivat lotul cu care va evolua în viitorul sezon de Liga a 2-a și din acest motiv este extrem de activă pe piața transferurilor. Ultimul jucător care a ajuns sub comanda lui Nicolo Napoli este Eugen Rioșanu, care în retur a evoluat la FC Olt. Mă bucur enorm că am ajuns la Universitatea Craiova. Există o singură echipă în Craiova, cea lui Adrian Mititelu. Înțelegerea mea cu clubul este pe 3 ani și sper să avem rezultate foarte bune. Craiova nu se refuză, este ca o icoană și trebuie să te închini în fața ei. Eu aș vrea să jucăm la Craiova, dar din păcate echipa își va disputa cel mai probabil meciurile la Severin. Eu sunt obișnuit și cu acest oraș. Reunirea și primul antrenament sunt programate pe 22 iulie, iar echipa a fost înscrisă în Liga a 2-a, a spus Rioșanu pentru Gazeta Nouă. Fundașul central are în palmares două promovări, reușind să acceadă în eșalonul al doilea cu Gaz Metan CFR Craiova, iar cu Gaz Metan Severin a făcut pasul în Liga 1, însă nu a mai apucat să joace și pe prima scenă. Foarte aproape de revenirea pe municipalul severinean este și Milan Mitici. Napoli și-l dorește insistent pe fundașul sârb, iar zilele acestea ar putea avea loc o întâlnire directă cu Adrian Mititelu. Câteva zeci de jucători de Go din țară și-au dat întâlnire în orașul Bistrița Năsăud, unde s-au întrecut într-un campionat național al celui mai frumos joc al minții. Pregătiți și susținuți de Federația Română de Go în colaborare cu Universitatea din Craiova, la concurs au luat startul și patru severineni ageri care au învins adversar după adversar. Doi tineri au cucerit cu pricepere teritoriile de pe tabla de Go ale partenerilor de joc și au reușit să termine în frunte. Mihai Tiberiu Morcoașa a devenit campion național la categoria sub 8 ani, în vreme ce Alexandra Chiescu a terminat concursul pe locul 2 la categoria sub 8 ani. Alături de cei doi, Marina Elisabeta Popa și Cătălina Bianca Tudosie au cucerit locurile 1 respectiv 2 la maratonul Go organizat în paralel cu meciurile campionatului național. Rezultatele sunt lăudabile, având în vedere că vin după mai puțin de 2 ani de activitate ai clubului. Clubul funcționează de ceva mai mult timp, dar activitatea reală a început să aibă de un an și jumătate. 2 ani și copiii sunt instruiți la sediul Facultății de Mecanică, Departamentul de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din Tunul Severin, unde facultatea le-a pus la dispoziție o sală și facilitățile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea de instruire. Toți copiii care vor să practice acest sport se pot înscrie la clubul de Go Severinean și vor primi sfaturi de la cei trei maestri ai Go-ului, Marcel Dăescu, Emil Cenușe și George Bordea. Clubul primește de la toate școlile, noi am mers, deci noi, federația și cu facultatea de mecanică, am mers și în școli. Am prezentat oferta noastră de instruire și au venit, au plecat, au venit alții, au plecat în funcție de interesul și abilitățile fiecăruia, capacitatea fiecăruia de a performa în acest sport. Bineînțeles, este un sport puțin mai special, nu este un sport fizic, este un sport al minții, la fel ca șahul. Și noi încercăm să pliem din toți cei care vin, tot ce e capabil să performeze în acest sport. Următorul campionat național de Go va fi organizat chiar în drobeta Turnul Severin.